Două incendii devastatoare care au luat viața a cinci oameni s-au produs în noaptea trecută în Rusia. Cel mai puternic dintre acestea a avut loc într-un bloc de șase etaje din orașul Krasnodar. Pe acest caz a fost intentat un dosar penal. Pompierii au avut nevoie de peste șase ore pentru a lichida incendiul. 490 de oameni au fost evacuați, inclusiv 90 de copii. Tot noaptea trecută, un alt incendiu devastator a făcut scrum o casă din orașul Buriatia. Patru oameni au murit în urma producerii tragediei. Printre victime sunt doi copii cu vârstele de 5 și 8 ani. Incendiul s-a produs din cauza unui sistem electric de încălzire defect.